Ai salut frățiorii și bine m-a regăsit. Na. A făcut aici una bucată de combinație cu Andrei, respectiv. Yeah. Avem să vindem niște cufere NMR și gen, na, el le cumpără yeah. ca să își ia cianite în esență și na, pentru un profit aferent, să vedem acum ce iese. Păi ce să mai să intrăm cu el pe confă? Ai dus acolo dreapta sus? Da. Da, nice. Cu ce caracter ești? Deschid Hermes? Da, da. Hai că pe ăsta am cu ceva. Cât e să-ți dau o dată? Îți dau 45 sau 40? 45. Da, mai bine 40 și îți rămâne și spațiul ăla să vezi ce îți dă. Da, ok. Așa, până alea că pe pauză aici la clip. A bun și cu asta să face 40, poți să dai partajare. E pornită. A? E pornită. Așa, nice. Na, ia să vedem ce zice. Aoleu și vai vai vai. Bă, și aia gheața aia fierbinte, s-o păstrez. Ia cu level-ul. Mânie, titanul. Ai nevoie de 3 sloturi, hai că e în regulă. Deci chiar mai fi șmeche să vedem în puii mei o armă de asta de 75 cu 50 medie. Wow, am un prieten la început de server care a deschis la mișto și am prins aură. A, cartea aură? Da. A prins o trăbită cu medie 47. Aia, da. Mamă, da, bă, mie îmi place să mă risc așa în pui mie, dar la cufere mie îmi place să le deschid coaie, că prea, uite, dioxidul, primul dioxid. Prea mult îți ia să le, primul cianit, nice, îți ia prea mult ca să le deschizi, naibă, să-ți faci ordine, gen, după aia. Să nu le aruncăm, ca să nu trebuiască să le aruncăm mereu, le stachez. Dar nu știu, cred că cu astea, acum ești în... pe pierdere până acum, așa-i? Cam așa ceva. Da, 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 da. Până o dat un cianit, 2 ani, s-o dat jumate de bani. Și gheața aia mi se pare că e 10-20 de milioane, ceva de genul. Un cianit și un dioxid în 40? Da. Nici un bilet, nici un cufăr, nimic. Viață. Așa. Bă, era bine dacă făcea și niște fragmente în pui mei, că mergeam mai repede și deschis-o. Păi dacă vrei, mergem la alchimist. Păi stai, că trebuie să faci 35. Sau să vii cu alt cont. Cred că fac 35 după turul asta. Că mi se pare că când, pe la altir sau când ai bani cumpărat. Și era numai la 1 milioane, am găsit fragmentele. Să-mi zici cum poți să încep să-mi găsesc. Ardio, ardio! Deci 80 de bucăți până acum. O, oh, flacără! Aia zic, hai că a început bine. Am și uitat cât de flăcări din astea, mă. Uite, permisul, asta e dropul norocos. Bă, titanele să-mi le dai mie dacă nu se le trebuie. Nu, acum, la sfârșit acum. Cianit, bune, mă. Ia și ou. Bă, băiatule! A, bă, și astea care ți le trebuie, dacă le puteai pune în primul inventarul la următoarea deschidere și primul rând gen. Să vadă mai bine când ne dă. Hai că și-o revenit, bă, și-o revenit, acolo flăcărica, bă, 1.25 flacăra coaie. Ai văzut?
Da. Am văzut un nou, mi se pare. A, da, uite acolo, da. Țesătură, cârlig, kingă. Bă, hai că ăsta chiar m-a plăcut cum s-o spart. Nu au dat un inel de teleportare din atâtea cu fere. Știi ce trebuie, mă, jocul cu aia. Da, cred că faci și 35 în coferele astea. Uite inelul, dar inelul. Nice. Dioxidul, frumos. Cufărul întâlnire cu... Dacă ar mai da și de acolo niște smaralzi. Bă, dar eu la medică prea repede le arunci. Uite, aia au fost Da. 55. Bă, nu vă au păsit. Clopot, accesoriu. Și că cam at... O, cu dioxid! Bă, frumos tare dropul ăsta! Coaie, să-mi bag piciorul dacă nu. Păi din astea 40 o dat de 3 ori, 4 ori mai bine decât celălalt. Doi, bag de fapt domnul un inel de teleportare. Dar e super ok. Chiar forță, chiar forță. Da, și să pui alea, bă, gen dioxidul, cianitele și alea, acolo, în primul rând, chiar în primul rând. Acum are mut. O, capa, hai să pun un pic pauza. Da. Păi am 3 conturi în SD3 și mai am Câte, 6 câte? conturi Trei conturi? în SD3 și mai am 6 conturi pe care fac alchimie. Și gen nu mai fac profete și pe alea odată la 4-5 zile. A, am crezut că faci pe 6 conturi în puii Am mei, dracu. făcut într-o singură, adică odată, dar nu mai vreau, e prea mult timp de stat. Te omoară, te omoară. Păi și am vrut să fac astea de le am cioburile, dar lucrul lui dracu. Am făcut pe 1, 2, 3, după aia m-am oprit. Noi. Eu mă gândeam să le fac 50. Și când intru la melee și stau acolo în pauza aia de 10 minute să fac misiunea zilnică, că nu o strică și aia. Așa ocazional, într-o săptămână trebuie să faci ceva. Da. Uite globul transformării. Da, doar un cutic cana, dar interesant. Nu zici când ești gata de scandalule. Da. O capa. Aici îmi place că mai dă câte un glob. Așa. Bun. Gata, ardiu. Hai, bossule, hai, bossule, cu flăcările alea delicioase. Ce? Dă mănuși din astea? De alea de 2 ore. Bune și mănușile alea. Ia 34. Așa, o mai dat un inel. Mamă, dar cam prost tura, cam prostă tura asta, sincer să fiu. Încă un inel. Hai că cum au fost bine pe inele în puii mei. Biletul. Nu mai știu cum să le organizeze.
Carte? A, dar nu am dat niciun cufăr carte însuțitor până acum, așa-i? Niciun. Uite, flacăra, aia zic, tati. Bă, și al dracu, acum când îți trebuie ție cianite, nu mai e cianite pe piață, mă, mă, casă, sau l-ai cumpărat tu? Da, mai iule. Ia vezi, alea întuneric, ce zice? Brățară grana, brățară lacrimă cer. E bune pe jos. Veșmânt. Aoleu, mă, dar ce... Ce dropule. Apoi cu brățara aia ce faci, tate, că nu valorează nimica. Nu vrei să o păstrezi. Mai degrabă ție vantaiul, dai la un pet. Să dau. Așa. Păi eu fost, dar... Dă-le naiba în pula calului, că ajungem la două luni în care tot eveniment, după eveniment. Așa e, să facă ceva ca să țină pe Erivar o vară la calculator. E o luptă aproape pierdută. Sau să nu se lasă de joc. Dar nu, că vara așa e în puii mei. Tot revin toamna. Și că 10, așa-i? O să stai într-o altul. Ia să vedem ce zice. Argeo. Mamă, două de oxide? Sau mi s-a părut? Mi s-a părut. Hai bă, cianit de oxid frumoase alea. Ai făcut 35 și ești vagabond. Da. Dar mergi la ăla, bă, nu arunca itemele de fragmente, mă. Ce nebun ești cu aia. Bă! Nu-i așa, hai da. Hai da. Uite ce frumos dă, 8, 3. 2, mamă. Zeci. Îi place itemele astea mari, bă. Iar 10. Șansă mai mare. Așa. Ia mă vopsea, am și uitat că dă vopselele astea în puii mei. Nici de astea n-am văzut. Ala e încă un dioxid, o da bine dioxid de letura asta. Păi... Le dă bine alea, dar eu vreau și cianete. Da. Mai să vin și cu următoarea tură. Sau mai ai? Nu mai am. No, hai că am ajuns la 200 de cufere, să vedem. Să vedem ce zice. Biletul cu gheața, hai și inelul. Bun, 3 spații. Perpendiculare pax. Poți să spui și inventarul mai aproape de asta. De fraier. Ce aia zic, aia zic, tati. Ia dioxidul. Făcut și 3-7, hai că nu-i rău. Da emoții
fără un dram de emoții. Dar prost are, numai 6 cianite coaie. Dă mai bine dioxide decât cianite. Să-mi bag piciorul. Ia că o mai dat un cianit, nice. Dar ce-o dat acum la inele? Păi ți ajunge bine la o grămadă, tati. Bilete de V2, numai 4. Ok. No, uitați hal de ordine ce la omulețul ăsta m-a mâncat vaș gura voastră. Ia arată și celălalt inventare. Păi, prezentabil, bă, ți-i mai mare dragoste, uiți. De ce, mă? Alge pe cumătră. Ultimele 40, 240 de cufere. Iai. Hai bossule, o medie mare, dă cianite, fă ceva. Da, aici aroganță totală în puii mei să bage vantajele alea la fragmente. Mai dat un cianit, viața mea. Pune teleportare. Ce ataete? Ia să vedem. No, ia să vedem ce ai acolo. Gen dioxidul cât e? Stai, 8 cianite. De 9 cianite ai scos 400 de milioane, da? Plus dioxidul 1,25. Atâta mi se pare că e, sau cât e? 1,70 era pe piață. 1,70 dioxidul? Pe piață. Apoi nu știu dacă se cumpără la prețul ăla. Lasă-l 1,70. 7 ori 7... 4... 11, nu, că trebuie să fac pe calculator în pula mea, că sunt prea prost. 7 ori 170 de milioane bucata plus 400 de la cianit. Ai 1.600.000 aproape, două flăcări, 250 de milioane. 7 bilete, 15 milioane bucata, 35, 105 de pe bilete plus 100. Wow. O aură, un tăiș și două ouă de nemere. Aura și tăișul mi se pare că sunt 25 de milioane. Am în două ouă de nemere, nu știu, cred că e 10 milioane. Cam așa. Plus 20 de milioane. Fructul zeului și... dragon ai 100 de milioane de acolo. A, viața mea, stai așa că am făcut o prostie. Stai așa un pic. Așa, plus aura și tăișul 25 plus ouăle de nemere plus 20. Nu știu câte sunt alea, piatra placără înghețată, gen. Ai ajuns la aproape 21 de ani.
Aia e 10 kk, 7 kk. Pune la plus 70. Plus 70. Arace sufletul și el arace pus fix ciuci. Și în ele teleport. În ele teleport e 100 de milioane gen. La atâta e va lua din drop. Adică cred că peste 10 în ele. Sau în jur la 10 maxim ar luat. Băi, dar arăta bine inelele, dar mă așteptam mai bine la challenge, sincer să fiu. Da, un pic cam în pierdut. Nu știu, mă așteptam minim 10, maxim 20, dar să zicem că e ok și așa. Inelele 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 inele de teleportare. 12 inele, deci ar fi plus 1.200.000. Deci ai făcut 3.360.000, 2.160.000 fără inele, gen ce procesezi tu. Acum ce am vrut să zic eu, ia să vedem cât costă cuferele. Deci ai luat 240 de cufere ori 12 milioane bucata. 2.880.000. Deci ai făcut profit cu aia. Da, ai făcut profit bine în pula mea cu inelele. Și cu marfa pe care o procesez, a ieșit în gaură cu 700. 600, pardon. Bun. Deci chiar ok. E bine, per total e bine. Măcar ai inele acum. Deci cu inelele va ieși bine. Bă, dar de ce nu pot da mai multe cianice, mama lor? Hai că închei clipul aici. Bă, aveți grijă de corpurile voastre, frățiori, și să ne auzim cu bine, ce să mai bă. Toate cele bune, v-am pupat, pa, pa. Și intru acum să mă uit de niște cianice, să dacă nu mai pot să-i dau și eu, că până tu dă cianice deschizi mai mult.